Pe ce vei pune mâna, îți va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina. Vină zmerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. Iov, capitolul 22, versetele 28 și 29. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire. Și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Isaia capitolul 42, versetul 6. Privește, răspunde Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei, ca să nadorm somnul morții. Psalmul 13. Versetul 3. Da, tu mi-a prins lumina mea, Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. Psalmul 18, versetul 28. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Psalmul 27, versetul 1. Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Psalmul 43, versetul 3. Lumina este semănată pentru cel neprihănit, și bucuria pentru cei cu inima curată. Psalmul 97 versetul 11 Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric el este milostiv îndurător și drept Psalmul 112 versetul 4 Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină Isaia capitolul 9 Versetul 2. Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zăceau, în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Evanghelia după matei. Capitolul 4, versetele 16 și 17. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfejnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 14 la 16. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta aducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în Templu, mânat de Duhul, și, când au adus părinții înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 25 la 32. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 3 la 5. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 6 la 9. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina. Și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Evanghelia după Ioan. Capitolul 3, versetele 17 la 21. Isus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 12. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume. Pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 46. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetele 17 și 18. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri pentru Isus, căci Dumnezeu, care a zis, să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 4, versetele 3 la 6. O dinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetele 8 și 9. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. încă mai degrabă o sândiți-le. Că ce rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice: Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5. Versetele 10 la 14. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetele 5 la 7. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire, dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. întreia epistolă a lui Ioan, capitolul 2, versetele 9 la 11. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel puternic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. Apocalipsa, capitolul 21, versetele 22 la 25. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Harul Domnului Isus Hristos, să fie cu voi cu toți. Amin!